Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la un nou episod al știrilor altfel. Vizionare plăcută! A ajuns în arest după ce a violat o capră într-o poziție nefirească. Un tânăr cioban din Botoșani a ajuns în arestul poliției după ce a violat o capră într-o poziție mai puțin obișnuită. Tânărul, plimbat pe la oraș și un împătimit al internetului, deci un tip cu orizonturile lărgite, a dorit să încerce ceva mai nou și a decis să facă dragoste cu piata capră în poziția misionarului. Imediat cum și-au dat seama de greșeala făcută, polițiștii l-au eliberat pe tânăr și i-au cerut scuze. La noi în sat, toată lumea își violează animalele din pătătură. O facem din tată în fiu. E un fel de tradiție. Eu sunt mai conservator de fel, poate și din cauza vârstei, dar capra trebuie futută în poziția capră. Și nu altfel, că de asta îi zice capră. Deși majoritatea sătenilor văd tânărul ca pe un erou, un inovator sau chiar un Thomas Edison al comunei, se găsește și cârcotaș care condamnă fapta tânărului. Este cazul și lui Nea Gheorghe, crescător de capre. Ion Iliescu, bănuit că ar avea relații extraconjugale cu o doamnă în negru. Un nou scandal în lumea mondenă din România. Paparații au surprins imagini cu o doamnă îmbrăcată în negru care tot dă turcoale casei lui Ion Iliescu. Vecinii acestuia sunt siguri că fostul președinte o înșală pe Nina, spunând că în fiecare noapte, la ore târzii, o femeie destul de bătrână, dar foarte suplă pentru vârsta ei, se plimbă pe lângă cu locuința acestuia. Din păcate, aceștia nu au reușit să-i vadă fața amantei lui Iliescu, deoarece aceasta poartă tot timpul o glugă, probabil vrea să se ascundă. Un alt lucru care le trezește suspiciuni unora dintre vecini este că femeia poartă tot timpul o coasă cu ea, dar alții spun că probabil e doar o femeie obișnuită de la țară, care vine de la muncile câmpului. Băi, animalule, eu o respect foarte mult pe soția mea. Pleacă de aici, poate vrei să chem minerii. Știu, sunt un om bătrân. Cine să mă mai ia pe mine? Poate doar moartea, dar nici măcar aia nu mă mai ia. Liz a uitat să se costumeze de Halloween. Noroc că îl ajută fața și nimeni nu a observat. Viorel Liz a comis-o din nou. De această dată a uitat că este Halloween-ul și a mers la petrecere fără să se costumeze corespunzător. Norocul lui că nimeni nu a băgat de seamă, toți crezând că Liz este doar un tip banal cu un costum hidos. Un preot a fost arestat pentru trafic de droguri sfințite. După ce în urmă cu câteva zile un preot a fost reținut abuziv pentru că a condus băut și a provocat un accident, un nou scandal cutremură creștinii din România. Un preot a fost reținut pentru trafic de etnobotanice, dar el spune că este nevinovat, deoarece acestea ar fi sfințite. Reprezentanții bisericii susțin că poliția îl abuzează periodic în loc să se concentreze pe lucrurile care contează cu adevărat, cum ar fi supermarketurile care vând lumânări fără licență. Aceștia se tem că abuzurile vor continua și, Doamne ferește, îi vor obliga să pună case de marcat în lăcașul Domnului. Revenind la preotul cu pricina, acesta mai spune că etnobotanicile erau aduse de la muntele Athos și voia să le folosească în scopuri creștinești. Aceste droguri sfințite sunt o nouă descoperire a bisericii și vor ajuta enoriașii să fie mai spirituali, mai aproape de Domnul. Cum drogurile obișnuite creează halucinații, aceste droguri sfințite induc enoriașilor o stare de spiritualitate profundă, prin care aceștia pot lua legătura cu diversi sfinți. Consumate într-o cantitate mai mare, acestea te pot face să-L vezi chiar pe Dumnezeu, dar nu este recomandat pentru creștinii de rând să consume cantități atât de mari, deoarece aceasta este mai mult o practică a preoților. Contactat de reporterii noștri pentru a comenta cazul, preafericitul patriarh Daniel a refuzat să facă orice fel de comentarii, motivând că nu are timp, deoarece este ocupat cu un spiriduș care se tot plimbă prin apartamentul său. Dragi telespectatori, v-am pregătit un interviu exclusivitate cu incredibilul, inimaginabilul, inegalabilul Adrian Copilul Minune, care ne va vorbi despre avantaje și dezavantaje de a fi mic de înălțime. Bună seara, domnule Adrian! Da, bună seara. Mă scuzați. Bună seara dumneavoastră și puteți să începeți cu avantajele. Da, datorită înălțimii mele m-am îmbogățit. Mă crezi? Când alții dădeau câte 100 de lei pe o pereche de blugi, eu cu 30 de lei îmi luam bermude și îmi veneam ca pantaloni. Eu dacă mă bărbieresc, pot să intru la meciul pe gratis. Atunci când eram mic, era ușor de mulțumit. Dacă alții își doreau un cal, eu mă mulțumeam cu un ponei. Când eram mic, eram atât de mic, încât tatăl meu mă bătea cu cureaua de la ceas. Și nu dorea prea tare.
Puteți să ne vorbiți și despre dezavantaj acum? Sigur că da. Păi primul dintre ele ar fi că în aglomerație toți bărbații mă lovesc cu penisurile peste față. Eu cred că o și fac intenționat. O altă chestie ar fi că la cererile românilor am încercat să mă sinucid pe calea ferată, doar că sunt atât de mic încât trenul a trecut pe deasupra mea, nici măcar nu m-a atins. Înțeleg. Nu am votat niciodată, pentru că mesele din cabina de vot sunt mult prea înalte pentru mine. Iar ultimul, dar nu-l cer din urmă, ar fi că maneliștii sunt obișnuiți să fie îngropați de oameni în bani. Ei bine, la mine sunt suficiente doar două bagnote. Bun, hai acum să vă povestesc o întâmplare puțin amuzantă, mai mult pentru voi decât pentru mine, de când am fost ultima dată în SUA. Eram la un moment dat la o toaletă publică, eram la pisoare și lângă mine era un tip bolnav de Parkinson, am aflat. Nu știu ce e aia, Parkinson, dar așa mi-a zis că e bolnav de Parkinson. Tremur, așa. Deci de-aia făcea el așa, acum m-am prins eu. Așa, și fiți atenți, eram noi acolo, ne făceam treaba și când să ne scuturăm așa obiectul muncii, eu, na, dădeam din cap așa că... Și mă întreabă ăsta, că și dumneata tot cu Parkinson. La care zic, nu domnule, dar tu vezi că mă strupești peste față? Acestea au fost și știrile pentru această seară. Iar în continuare, avem o surpriză pentru dumneavoastră. Nu va mai fi acel horoscop cu care v-am obișnuit, ci voi preda legătura domnului Luis Maleficul, care a pregătit o surpriză pentru dumneavoastră. Bună seara, dragi prieteni! Te-ai săturat să fii o persoană bună și să fii luat de prost? Ei bine, astăzi îți voi prezenta 10 ponturi să devii o persoană malefică. Trișează la șah. Nu acorda locul bătrânilor în autobuz. Încalță-te cu șosete de culori diferite. La viitoarele alegeri, votează cu opoziția. Dă un autogol la un meci de fotbal și spune cu echipirilor că nu-ți pare rău. Când faci cumpărăturile de la magazinul din colț, cere-i vânzătorului bonul fiscal. Spune iubitei tale că s-a îngrășat, indiferent dacă este așa sau nu. Nu sta la coadă, bagă-te în față. Plătește doar în monezi atunci când îți cumperi un obiect costisitor. Nu îi lăsa bacșiș taximetristului. Asta e tot, sper să vă fie de ajutor. Mulțumim frumos pentru vizionare și nu uitați, nu sunteți în siguranță nicăieri. Dacă v-au plăcut aceste știri, apăsați butonul de like, dați un share să vadă și prietenii voștri, dacă aveți prieteni, bineînțeles, și un comentariu să ne ajute pe noi la algoritm. Ne puteți găsi și pe TikTok, la Arta Prostiei, sau pe Facebook, tot la Arta Prostiei. Pace tuturor!